La pasajul Solventul e gata rampa necesară pentru împingerea chesonului din strada Gării spre strada Bogdăneștilor. Este o structură în lungime de aproximativ 70 de metri și o lățime de 28 de metri care va fi împinsă pe sub liniile de cale ferată, circa 70 de metri fără oprire a traficului feroviar. Solventul este cel mai mare și cel mai complex proiect pe care primăria Timișoara l-a început în ultimii 30 de ani. Este partea inelului 4 și va conecta zona de vest cu restul orașului. În lungime de 80 7 de metri, va avea șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete.